Ninsoarea de noaptea trecută a scos drumarii în stradă. Zeci de utilaje au intervenit pe drumurile naționale și pe drumul expres Craiova-Pitești să curețe carosabilul, dar și pentru împiedicarea formării troienelor. S-a acționat cu sare, spun reprezentanții secției de drumuri naționale Slatina, până spre dimineață, toate tronsoanele fiind aduse la negru. Am avut aproximativ 60 de utilaje cu care am acționat atât pe drumurile naționale de pe raza județului Olt, dar și pe drumul expres Craiova-Pitești, tronsonul 2 și tronsonul 3. S-au consumat 600 de tone de sare, destul de multă, dar justificat, pentru că noi în toată această perioadă cu ninsoare am încercat să ținem drumul la negru pentru a nu perturba traficul rutier. Ca la fiecare ninsoare, probleme au fost în zona Corabia, a nins viscolit, iar utilajele au intervenit intens pentru a nu se bloca traficul. Am avut ceva probleme mai deosebite în sudul județului Olt, pentru că a fost ninsoare viscolită, care în cursul dimineții s-a liniștit până la urmă și am putut să facem la fel drumul la negru. Iar pe zona de pe tronsonul 3 spre Colonești, de asemenea, am avut o ninsoare mai abundentă. La Slatina, angajații Salubris și cei de la Patrimoniu au intervenit încă de seara trecută. Pe străzi s-a acționat cu 12 utilaje care au împrăștiat 60 de metri cubi de material antiderapant, respectiv nisip și sare. Și pe trotuare s-a muncit la primele ore ale dimineții. Au fost angrenate 4 utilaje și 25 de oameni, fiind împrăștiate 80 de tone de material antiderapant. Atât la Slatina, dar și în județ, circulația s-a desfășurat în bune condiții, nefiind înregistrate incidente din cauza ninsorii.